Da, intrarea mă și da. Sunt închise sau până la 6:30 zicea că sunt deschise termenele astea, să vedem. Și programul poate să meargă în fiecare zi, v-am spus, de la între o oră și o oră și jumătate, o oră și un sfert, cam așa durează de obicei. Mamă, dar ce subțiri sunt! Bună dimineața! Astăzi o să încercăm să facem un video, vă iau așa direct. N-avem nicio idee, dar găsim noi ceva ce să vă arătăm. Avem aici Alina și Izabela. Bună dimineața! Bună dimineața! Și ne-a venit pachetul după Shane, care am primit sugestie să îl desfacem pe video. Așa că nu este un mare pachet, este câteva tricouri ale Izabelei, ale Alinei. Și are și Cosmin un tricou. Eu nu mi-am luat nimic deocamdată, că vreau să văd calitatea despre ce este vorba. Așa că, în primă fază, o să deschidem pachetul după și să vedem ce găsim în el. Poate nici nu găsim haine, poate găsim, cine știe, hârtii. Deci pachetul arată în felul următor. Îl pun aici. Astea sunt etichete de la curier. E adresa noastră. Și aici nu scrie nimic de unde vine, din China, Himalaya. Da, în interior, când îl desfaci, da. Hai că vedem, imediat îl desfacem. Hai, Izabela, desfă-l, e plăcerea ta. Cu Shane-ul, mai terminat cu Shane-ul. Am vrut să duci afară mamei. Pa, mea e prima. Mamă, dar ce subțiri sunt! Mă, dar sunt reale sau sunt de jucărie? Da, lasă de aici. Ce scrie pe ele? Shane. Zici că nici nu sunt. Da. Parcă mai mult mă bucură ungile. Ungile, da. Pui ceva în ele. Ia, mă. Da, dar e subțire. E mușel așa. Pare... Ăsta e al tău? Ăsta e al meu, da. Ia. Hai că nu e chiar rău. Ah. Nu? Doar că e subțire, așa sunteți e. Sunteți la greu. Adică, bun. Aia, are, interior, are, da. Asta este al meu. Nu mă păcăliți voi pe mine. Că dar nu... eu știam că nu e chiar calitate bună. Dar de unde este? De ați luat-o? Bine, hai. În film. Așa, următorul este al meu. Ia să vedem. Ce tare. Ah, ce m-a speriat. Cred că ai Izabela sunt mai de plastic. Am crezut că asta e de greu. Aaa, și mărimea, e un parte nu știu. Ce mărime? Ce e mare? Dar eu am luat mai mare. Am luat S. Și ăsta ce mărime? S. Dar parcă e cam mic, așa. Bă, să le probăm. Prea scurt. Le probăm, da, imediat, mai departe. Ăsta al meu, dar ăsta cred că nu o să îmi placă, pentru că scrie acolo ceva din plastic, nu știu. Toate mamii au, nu e niciunul. Toate e cu sintetic. Bumbac. Scrie acolo cotone, bumbac, dar... Da. Asta e... Asta parcă tot... Da. Parcă e... mai... Tot este? Nu știu. Nici n-are etichetă. Ia vezi că trebuie să scrie ceva cu mine. Nici etichetă n-are măcar. M. Dar unde e eticheta? Vrei să ai vișel cu celălalt. Păi dar nici anul mamii n-a avut. Nici ăsta nu a avut. Dar parmea scrie aici, M. Dar asta n-are niciuna, fiți atent, că n-are nicio etichetă, iată. N-are etichetă, rog? Ah, ba da, are aici. Scrie pe ea? M. Uite, și asta e M. Uite, aici scrie pe pungă M. Și asta a avut etichetă? Asta a avut. Da, asta are, da. Asta a avut etichetă. Al mamei n-a avut. Hai departe. Mai departe, asta e M. Tot al tău, nu? Da, tot al tău. A, deci m-am precopsit eu cu ceilul ăsta. California. Mi se pare mici. No, dar nici nu poți să îmbraci pe el, Izabela, uite, să vezi. Nu, nu cred. Asta este M, dar... Asta parcă ar fi mai bun un pic la material, așa să zic. Da, să vedem din mai grosut, mai... Da, ăsta e mai bun, ăsta verde. Ăsta așa e acceptabil la material, dar în celălalt la linii... Dar ăla nu l-am văzut el. Da, material. A, ăla e? Nu, celălalt. Ăsta? Ăsta scrie acolo că e ceva tot poliester. Nu, no, ăsta nu e bun. Ăsta e... Ai, eu știam că ăsta nu este, dar e alelate deci și... Deci ăsta nu. Ia cotone. Singurul care îmi place la material... E ăsta verde, dintre da? Toate este ăsta verde, așa. Adică îmi place. E ok, cât de cât...
Dar ăsta știam. Se vede că e un bag. Ăsta știam că scrie așa, dar la tot l-am luat că vrem să... În fine, le folosești pe acasă și asta e, la banii care a costat. Și ea, asta e Stelul Cosmin. Și ăsta e lui Cosmin, ia să vedem ce ia vedem lui Cosmin după șein. Ăsta a fost 11 euro. Da, iată, poate calitate mai bună. Încă am eu, la materie. Da, tot așa este. Ia deschide să văd cum arată. E la fel ca al tău. Mamă, dar ce mare e! Păi dar cea la 2XL e cam mare, dar... Mamă, ce mare e! Da, și care e problema mea? Că sunt... cât ar fi el material, se vede așa prin el, să... nu-mi place deci, mie chestia asta. Asta se vede ea. Asta nu se... da, da, oricum ăsta da, da, e material, mai bun, e mai bun. Și mai era bun, nu? Nu. Asta a fost. 3, da. Asta a fost pachetul după șein, deci până la urmă... Trebuie să le probez acum. Hai să vedem care cum vă vine. Facem prezentarea de modă? Da, 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 se vede că ești plasticoasă. Sí. Să vede că lucește așa, da. 3 euro, 5 euro. A, uite că-i vine până la urmă mărimea. A, da. Un pic mai mare trebuia. Da, ăsta care e? Ăla S? Scrie pe eticheta. Da, e S, mi se pare asta. De ce am o să fie bun? Iau de cum se vede prin el, vezi? Păi da, dar nu se vede. Da, în fine, e bun. Pentru ce îți trebuie ție, dar e ultima comandă, să știi... Al doilea, Izabela? Unde ești? Ăsta e mai... așa... Ia, mai lung un pic? E cam scurt. Nu, mai bun, așa, adică nu... Ca material, da, pe exact ce am spus eu. Dar e mai scurt, nu știu. Da, trebuia o mărime mai... ce mărime ești tu? Este L, dar nu știu ce mărime. Este M. Îți trebuia L ca să-ți vină... Da, bine, acasă sau și afară merge, că nu... Stai, iar ridică mâinile în sus. Ridică mâinile în sus. Mai sus, mai sus, mai... Hai, că nu ți se ridică, nu se vede. E bun. Deci singurul care îmi place ăsta e. Și ultimul? Ăsta e cel mai lung și îmi place, dar... Ăsta, pa da, un pic mai lung, mai larg, dar e ăsta e cel mai prost la material. Da, ăsta negru, știa, așa. Știa acolo. Da, dar tot l-am luat că... Că-ți place așa. Ei, în fine, le porți că tu ești copil și îți place. Da. Da. Gata, șeinul. E belea mare da. Cu șeinul ăsta. Deci, ca și concluzie vis-a-vis de șein, a venit în 7-8 zile lucrătoare aici în Italia. Dar cum mă așteptam, nu sunt pretențios, dar cum așteptam calitatea pentru mine. Da, deci trebuie să zic și eu ceva. Deci eu o să mai comand nu haine, o să-mi comand chestii din astea care îmi trebuie. Adică nu produse, haine. Adică peri, uncle și de păr, o, de-astea, am înțeles. Deci din punctul meu de vedere... Măcar să-mi pune pungile. Da, cel mai, pe mine cel mai tare mă atrage pungile, că astea poți să le folosești când pleci undeva să-ți pui tricouri în ele sau alte... acareturi. Așa că total la toate tricourile astea, trei ale Izabelei, unul al Alinei și al lui Cosmin, au fost vreo 28 de euro, dintre care 11 euro a fost numai al lui Cosmin. Restul astea au fost 5 euro, 3 euro, 6 euro, ceva de genul. A fost, am încercat ca să vadă Izabela, că știți că am spus că pe mine oricum nu mă interesa, că mă așteptam la chestia asta. În fine, ăsta a fost pachetul de chain. Hai că suntem la service cu Cosmin să-și ia mașina. Pentru că este gata, asta este. Fosta mea mașinuță. Șeinul lui Cosmin. Și ne luăm lăncioara în primire. Înapoi. Buburuza noastră. Izabela a fugit și ea să-și ia corcodușul. Ce-ai găsit acolo? Corcodușe roșii. A, păi când s-au copt, gata, deja nici bine nu mai îmi plac, trebuie să fie mai crud. Ce ți-a dat acolo? Ciocolată caldă? Mm. Bun, bun. No, dar zmoi, nu-mi place. Numai mie astea îmi plac doar cât sunt crude, cât troznesc așa în dinți. Când s-au copt, fugi. Izabela se pregătește de să meargă la sală și să vă arătăm ce are în ghiozdanul ei de sală. Prosopul. Tu n-ai aici? Oh, și angentuța care am cumpărat-o de la Decathlon. Pun, nu știu cum se cheamă, taburete. Buretele de duș. Tot aici îl bag. Așa. Aici am bani de ocea. Gel de duș. Și o cremă, dar nu folosesc. Așa, nu știu de ce o ții după tine dacă nu folosești. Și deodorant, tot acolo. Da, dar nu am loc de data asta. Deci îl pui în ghiozdan.
Mai departe, Adidas și de sală, care folosește numai în interior. Și papucii care îi trebuie la duș. Da. După ce termină antrenamentul și ce mai e? Hainele. Hainele. Care le știți deja. Un tricou, o pereche de colanți scurți. Și bineînțeles, borseta care o pune de ea și își bagă telefonul, portofelul, căștile și ce mai are acolo. Și trebuie să pun și apa. Și sticla de apă care nu aducea Alina. Bineînțeles, metalică. Asta e sticla care o folosește și la volei. Așa că ești gata, ești pregătită de antrenament. Astăzi are o onoare Izabela, o duc eu la sală. Mașina. Cu mașina. Pe jos. Da, pentru că nu s-a deschis ușa la garaj, nu știu ce s-a întâmplat, s-a blocat. De obicei se duce cu bicicleta, că de asta deschidea garajul, să ia bicicleta. Dar astăzi fiind sâmbătă și sunt acasă, așa că te duc și te iau cu mașina. Bine. Mi-a arătat Izabela că i-a dat... Tessera, cartela. Un card care dă... Care fac așa? Da. Poți să trec. Și poate să treacă la bariera acolo când intră la sală, pentru că nu l-a avut din prima zi când am făcut abonamentul. Erau. Da. Cred că v-am spus în videoul trecut, am plătit 130 de euro pentru 3 luni, adică 143 de euro pe lună. Normal era 50 pentru 3 luni, sau dacă nu, 55 de euro pe lună, dacă îți faci doar pentru o lună. Și dacă te duci doar o zi, 10 euro. Dacă o dată, o intrare, dacă vrei o zi, 10 euro. Sau un an de zile, 380. Cel mai avantajos e pe un an să-ți faci. Dar să ai și timp să... te duci. Pentru că eu aș cam avea nevoie pentru burta mea să o dau și eu jos, dar nu am timp, pentru că plec dimineața la 5-6, știți? Seara ajung 6, 7, 8, depinde când ajung, când ajung și... Atunci o să vină sâmbătă. Da, o să mă duc și eu așa o dată de două ori cu ea, ca să nu zic că nu mă supun și eu la efort. Au început căldurile pe la noi pe aici, nu mai este nimeni pe stradă. Sunt 33 de grade la ora 2. Programul poate să meargă în fiecare zi, v-am spus, de la între o oră și o oră și jumătate, o oră și un sfert, cam așa durează de obicei. Are dușuri să-și facă duș după și poate să meargă chiar și în fiecare zi de luna până duminică. Așa că la banii ăștia e super convenabil. Nu știu prin România cât mai sunt prețurile la o sală de sport. Gata, am ajuns. O lăsăm pe Izabela și... o să ne revedem după când ne întoarcem să o luăm. De fapt, când mă întorc să o iau. Așa, copii, că dacă aveți ocazia, nu rata să faceți sport, mai ales la după vârsta de 11-12 ani, pentru că metabolismul la vârsta asta o cam ia razna. Este exact perioada aia când e mai rău, adică, și nu ar trebui să stați pe loc, mai ales că ea, dacă nu face mișcare, nu face efort, cam pune pe ea, ca să zic așa, și mai ales că astea 3 luni de zile a stagnat voleiul, pentru că în vacanță nu face, la școală nu se duce, acasă este singură, n-are activitate, așa că dacă aveți posibilitatea, faceți sport, pentru că este foarte, foarte sănătos și educabil în același timp. Gata, am scos neamurile la plimbare, am luat-o pe Izabela de la sală. Și am adus-o pe bătrânică. Aici unde a stat Cosmin la Tabiano. A? Te duci să vezi unde ai stat în chirie aici? Da. Da, uite, mai construiește aici, mai ești antier ceva, mai ce mai faci? Hai să ne mutăm la Cita de Respiro. Da, Cita de Respiro, de unde atâta respiro? Hai, bătrânico. Îți place la munte? E frumos, nu? Păi da. Și aici sunt termele de la Tabiano. Mai te aduce aminte, mamă, când te plimbai pe aici pe la terme? Da. Acu 2 ani? Păi da. Și aici este unde se îmbuteliază apă minerală, cred, naturală, că văd că nu scrie. Terme de Tabiano, reparto imbotiliamento. Pare cam părăsită, dar vă care este, pare ce afară cu sticle acolo, cred că funcționează. Ia uite, dar cred că apă minerală e, nu văd ce scrie pe etichetă. Salsa Maggiore Terme.
Arată banda asta exact cum era la noi pe timpul lui Ceaușescu, pe timpul comunismului. Exact așa arată. La fel, că... Asta are zeci de ani, nu? 40-50 de ani, îți dai seama. Ia uite ce crezi că sunt și apa direct pe sticla. Da. Dar în rest, cam pustiu toate hotelurile. Tot închise, nu s-a mai investit nimic aici în zonă. Izabela mi-a dat eroare cu corcodușele. Da, intră la moșie, da. Sunt închise sau până la 6 jumate zicea că-s deschise termele astea, să vedem. Dacă are prețuri ceva pe aici. Aici e orar, dar nu s-a mai vede nimic. Mamă, zici că este sală de asta de autogară, zic că e la tren. Mamă, dacă e de mare. Și aici e sală de așteptare. Camera ambulatorie ultrasunete, uite, vezi, aici e cu de-astea, mă, de pentru tratamente. Bileteria, dar nu mai e nimeni. Gata plimbarea de la Salso Maggiore, de la Tabiano. Izabela, am luat-o direct de la sală când am plecat acolo. Cum a fost la sală astăzi, tati? Bine, dar foarte cald. Foarte cald înăuntru, da. Nu? Nu are aer condiționat? Bine, interesul e să slăbiți, adică să transpirați, să dați jos ce aveți de dat, nu să stați la aer condiționat. În fine, așa e la sală, n-ai ce să faci, tati. Mergem acasă, că Alina a lăsat-o singură să-și facă treabă, să curățenie. Mamă, dar parcă mă arată că am slab, a slăbit eu sau mă arată că am slab telefonul ăsta? Nu știu ce se întâmplă. Mi se pare că nu știu ce care e situația. Ziceți voi, am slăbit sau mi se pare mie? Datorită faptului că sunt 30 de grade la ora 7 jumate, am părăsit din nou cazerma. Eu mă duc să-l lingă înghețată. V-am zis eu? 31 de grade, 32. Mamă! Mergem să mâncăm aproape cea mai bună înghețată, bineînțeles, din zona noastră de aici, de ce cunoaștem noi. Nu putem să spunem din Italia, dar oricum este foarte bună. Și cam și cea mai mare și ieftină de prin zona. Da, bine, dar acum cred că s-a mai scumpit când am mâncat. Dar înainte era 3 euro. Anul trecut, acum 2 ani, acum 3 ani, da, când am venit. Poate să fie 3 euro, 50, 4 euro, probabil. Nu știu, vedem, că n-am mai fost de anul trecut aici. Aproape că am ajuns aici pe stânga, dar uite că au pus pare ăștia. Pa, și nu mai putem să parcăm. Ba da. Este chiar aici pe stânga și parcam pe margine. A, dar a făcut pistă de bicicliști, baby, pe stânga aici, da. A, dar ne băgăm pe stradă aia. Aici este. Imediat ne întoarcem și ne parcăm. Gata și gelato. Ai zis cât e de mare? 3 euro. Tot 3 euro este. Eu mi-am luat lămâie, măr verde și pepene galben. Ca de obicei sunt cu fructe. Numai ciocolată? Da. Pistachio și nocciola. Și tu? Eu mi-am luat bacio, cookies și tiramisu. Tot fructele sunt baza. Da, e prea rece. Cât capul meu este. Tu deja mănânci cu alerta? Mănânc cu alerta, da? Dar bună eu! Aici până și coșul de gunoi e foarte apetisant și foarte apetisant!